Adevărul este conexiunea autentică. Este conexiunea cu ușurință. Adevărul este pace. Când vei găsi adevărul, vei ști. Te vei simți văzut, vei simți că ești oglindit înapoi la tine, ca și cum ai descoperit umbra propriei inimi într-o altă ființă umană. Încet, prin iubirea oamenilor potriviți, vei ajunge să realizezi că ființele umane care îți sunt menite ție, în această lume, nu te vor epuiza, nu te vor goli sau te vor lăsa simțindu-te greu de iubit. Încet, vei învăța cum să depui armele, cum să te îndepărtezi de cei care te vor iubi doar pe jumătate. Încet, vei înveța că nu poți iubi pe cineva fără să te iubească sau să fie pregătit dacă nu este pregătit să te iubească. Nu poți ajuta pe cineva, nu poți iubi pe cineva în potențialul său. Nu le poți închide mâinile în jurul inimii tale dacă nu sunt dispuși să le țină singuri în jurul inimii tale. Tu trebuie să le dai drumul. Trebuie să te concentrezi pe oamenii din viața ta care te aduc înapoi la tine acasă. Trebuie să te concentrezi să susții acest tip de conexiune, să onorezi acel calm, pentru că există. El există. Și sper să înveți să ai încredere în asta, pentru că atunci când dai peste această încredere, când în cele din urmă o experimentezi, se simte ca și cum stai la o ușă pentru care ai în sfârșit cheile. Intri cu ușurință acolo. Nu există nicio bâșbuială prin buzunarul jachetei tale, încercând să găsești calea corectă de intrare. Nu există nicio băgare disperată în geanta ta, încercând să descoperi punctul de acces. Nu mai da cu pumnii în ușă, cercetând și cerând să fii invitat înăuntru. Tu treci prin ușă, fără sunet, încet, și ușurința ta coboară, scoate-ți pantofii, ți-agăți haina în dulap, ai pus deja o cană de cafea pentru că ești acasă. Tu ești acasă. Bianca Sperasino.